Salut, eu sunt Gicu, experiența mea cu ananas continuă. Acum 2 luni am făcut un video cum am plantat acest frumos puiete de ananas în ghiveci. Deci l-am divizat de la planta mamă și l-am rădăcinat și iată l-am plantat în acest ghiveci. Merită un video special, atât acum foarte frumos arată, a crescut rapid și mă bucur. De fapt, istoria lui a început din 2016 când am cumpărat un puiete de ananas și l-am pus în apă, a făcut rădăcini, după care l-am pus în ghiveci. Atunci a putrezit vârful, că era frig și când ananasul stă în frigider e greu de prins. Și în fine, planta mamă s-a prins, dar n-a crescut din centru de aici, dar a dat puiete și eu l-am divizat, l-am rădăcinat. Eu am să creez un playlist și voi pune playlist în colț. Veți vedea toată istoria ananasului. Și de asemenea, ultimul video care l-am făcut cu ananas, îl voi pune aparte în colț. Foarte frumos a crescut, ce-mi place mult. Iată câte frunze deja a crescut de atunci, timp de 2 luni. Frumos, super tare, îmi place. Eu acum îl țin în casă pentru că este rece noapte deja și mai multe plante acum le-am mutat, cele tropicale. Am să vă arăt, dar acum vă arăt ananasul cum este. Ce frumos experiment de succes. Foarte frumos, îmi place. Am să mă uit aici, nu are rădăcini, nu a ieșit încă prin ghiveci. Așa că mai așteptăm, nu-l voi replanta încă. Dar asta nu este tot, am să vă arăt încă un ananas, plantă mamă, care l-am plantat acum în februarie 2018 și la fel a putrezit vârful, dar a crescut puieți aici, dacă observați. Foarte frumos. 3 puieți, unul a crescut mai mare și 2 mai mitei. Aici putem observa cât de mult a crescut acest puiete și curând trebuie să-l divizez. Mai sunt aici încă 2 puieți gemeni, dacă se vede, foarte întunecos este, nu prea se vede, dar iată, dacă pun așa cumva. În fine, știi, m-am gândit acest puiete, îl voi diviza și îl voi dărui cuiva. Și mie mi-ajung acești 2 puieți și acest ananas. Mai facem și bine la oameni, iată. Așa că eu îl voi diviza. Scrieți în comentarii să fac video când îl divizez sau nu, deci vom vedea. Acum hai să vă arăt ce plante le-am mutat în casă și curând am să le mut și pe celelalte plante, dar încă mai așteptăm că ziua este normal și nu este așa tare frig, dar noaptea e frig un pic mai rece și asta e. De asemenea am mutat în casă și plantele de papaya și iată cum arată. Eu le-am germinat în mai 2018 și facem un update. Au crescut cât de cât, dar sunt încă mici. Au nevoie de căldură. Și bananierul acesta Cavendish l-am pus aici în casă și o duce bine. Nu s-au ofelit frunzele. Eu l-am scos din pământ direct, l-am plantat în ghiveci, dar cred că ați văzut. Și curând trebuie să crească o frunză nouă. I-am pus aici condiții, am pus o placă de încălzire sub ghiveci și în casă am 18 grade acum, dar în ghiveci sunt 21, aproape 22. Dacă vedeți, am un termometru de apă și pot să văd câte grade sunt în sol. Asta e tare bine. Trebuie să mai crească foarte mult încă până la producerea fructelor. Încă cam pe atât, ba chiar și mai mult și îi trebuie fertilizant, dar eu utilizez fertilizant natural din coș de ouă, zaț de cafea și altele. Iată, acum am început să utilizez rugină cu apă și rugina dă la frunze o culoare foarte frumoasă, verde-verde, așa că vom vedea cum va arăta. Încă nu i-am administrat așa îngrășământ pentru că pământul este foarte umed, încă nu s-a uscat. Și nu a făcut niciodată la mine bananierii încă fruct, dar când va face va fi foarte tare. Încă un bananier pitic aici în ghiveci o duce bine. Aceste plante erau în casă mai de mult, bambus norocos și violet africană. Și aceste orhidei tot erau în casă, doar că eu le-am replantat pe ambele. Aceasta este prima orhidee care am cumpărat-o și
Atunci n-am fost atent, am udat în exces și apoi nu arăta prea bine, am ținut-o în apă ca să producă alte rădăcini. În fine, iată așa arată frumos, sănătos acum. Am reușit să o aduc la viață și uite ce frunză frumos acum. De asemenea, orhideea aceasta care înflorește în alb, am replantat-o și pe ea, am făcut un video acum o lună în urmă. Nu l-am încărcat încă pe canal pentru că nu mi-era încărcat și n-am avut timp. Mult tare timp liber n-am avut. Și voi încărca video curând. Aceasta face flori roz, dar până la înflorit așteptăm să crească, căci abia am adus-o la viață. Mă bucur foarte mult că experiența mea cu ananas e cu succes și asta este. Apropo, și arborii de cafea i-am mutat în casă, doar că în altă cameră și sunt frunzele de praf și ghivece tot de la ploaie și trebuie să-l curăț. Apoi îl voi muta aici în camera mea și va arăta bine, super tare. Și mă bucur foarte mult că am reușit cu ananasii și asta este. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi bună, abonați-vă la canal, lăsați un like și distribuiți acest video. Cu voi a fost Gicu, pe data viitoare!